Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăviți să fie Domnul. Preacucernice, Părinte, preiubiți frați, ne bucurăm că avem această posibilitate să stăm din nou împreună în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și să ne bucurăm de ce are El să ne comunice și ce are El să ne transmită. Mă bucur că am putut în ziua aceasta să văd din nou frați pe care îi iubim și pe care îi purtăm în inimile noastre. Mă bucur de fratele Vasile Bogdan, pe a cărui picioare îl ascultă tot mai greu și mai rău, dar a cărui suflet a rămas cald pentru Dumnezeu și a cărui inimă bate în continuare pentru El. Vreau să vă spun că am fost în iarnă la Sibiu și m-am întâlnit cu frați care mi-au pus această întrebare: ce face fratele Bogdan? Și am spus ce face fratele Bogdan și m-am gândit atunci, așa cum mă gândesc și acum, câți dintre cei din spatele nostru ca generații ne vor întreba, se vor întreba vreodată despre noi, cunoscându-ne sau întâlnindu-ne pe la vreo adunare, ce face fratele X sau Y. E mare lucru ăsta, dragii mei, să poți lăsa în urma ta o dâră de lumină în lumea aceasta de întuneric. Să poți să lași și să aduci o bucurie. Citeam în săptămâna aceasta în o carte foarte scurtă, o epistolă foarte scurtă. Ea se află înaintea cărții Evrei și este scrisă de Sfântul Apostol Pavel, adresată unui copil în credință, Filimon. Cartea aceasta are doar 25 de versete. Dar vreau să vă spun că m-am oprit asupra unui verset care m-a impresionat. Și versetul acesta este versetul 20, care spune așa: da, frate, fă-mi binele acesta înaintea Domnului și înviorează-mi inima în Hristos. Dragii mei, nu cred că este pe fața Pământului o bucurie mai mare și mai deplină decât aceasta pentru un copil al lui Dumnezeu. Dacă veți citi versetele acestea și dacă veți citi cartea aceasta, Filimon, o carte extrem de caldă și cu cuvinte extrem de clare și extrem de precise, dar de o căldură deosebită, veți înțelege de ce Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Filimon în felul acesta: frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Dragii mei, nu cred că avem o dorință sau purtăm o dorință mai mare în noi, în inimile noastre și în viețile noastre, ca aceasta. Să avem această bucurie din partea fraților, să ne învioreze inima în Hristos, să ne aducă o bucurie, să ne aducă o fericire, să ne aducă o solie, să ne aducă un mesaj. Și asta, dragii mei, reușesc frații și reușesc fratele Bogdan și alți frați să ne aducă în adunare și să ne aducă în suflete și în inime. Și o spun lucrul acesta pentru că am crescut în spatele unor frați în adunarea aceasta și pot să enumere și nu mi-e rușine, nici adunării nu este rușine de numele lor, lângă care am crescut, în spatele cărora am stat, așa cum este și fratele Câmpianu, care a trecut la Domnul și care ne așteaptă, așa cum am înțeles în ziua aceasta, la o strângere de frați împreună la capelă, să îl păstrăm și să facem o aducere aminte a dânsului. Frați care, iubiții mei, ne-au arătat ceva în viața asta. Frați care, eu ca și copil atunci,
i-am avut în fața mea, în fața minții, fratele Câmpianul care a trecut, stătea pe un loc, un scaun în spate și unii, probabil, toți din locul acesta și nu spunea multe lucruri, dar vreau să vă spun, omul acesta, fie iarnă, fie vară, în căldură, se deplasa la adunare și nu lipsea niciodată. Adunarea era așa de dragă, omul acesta care chiar suferit, fiind până acum în ultimele săptămâni, ultimele luni, când efectiv n-a mai putut să se ridice din pat și n-a mai putut să vină la adunare. Oamenii aceștia, dragii mei, ne-au arătat că pentru ei adunarea înseamnă enorm de mult. Dumnezeu înseamnă enorm de mult. Frații înseamnă enorm de mult. Cuvântul înseamnă enorm de mult. Sunt surori aici în vârstă care vin la adunare, care se mobilizează. Intram înăuntru în biserică și m-am uitat la o soră, de-abia își ducea picioarele și am spus, soră, mai poți să vii? Cum să nu? Dumnezeu mă ajută să vin. N-aș putea fi în altă parte, nu m-aș vedea în altă parte duminica decât în adunarea lui Hristos. Iubiții mei, asta este dovada că am înțeles ceva. Dovada că ne-am pus pe suflet ceva. Dovada că am făcut ceva. Vreau să vă spun, este aici un frate și eu lucrez acum în locul în care a lucrat fratele respectiv mulți ani. Este fratele fără greu. Și vreau să vă spun ceva ce știu că îi face cinste lui Dumnezeu. Nu îi spre lauda nimănui, iubiții mei. A venit un coleg, un mecanic foarte bun, într-o zi, acolo unde lucrez și omul ăsta era foarte supărat și a început să înjure. Și cu o zi înainte mi-a spus, era marți când a venit și luni, mi-a spus că a fost la mănăstire, la Rohia și ce frumos acolo a fost împreună cu soția lui. Și l-am întrebat, auzindu-l cum înjură și cum vorbește de urât la adresa lui Dumnezeu, de ce înjuri? Uite, ai fost la mănăstire, nu? Ce ai simțit acolo și de ce înjuri? Și mi-a spus, auzi, vreau să spun ceva. Întrebarea asta mi-a mai pus-o cu câțiva ani în urmă, fratele, domnul Fărăgău. Și știți ce mi-a spus domnul Fărăgău? I-a zis, așa auzi și poate să confirme, spre mândria fratelui și spre mândria adunării, frații mei, că trebuie să ne mândrim cu oameni de felul acesta. A spus fratele Fărăgău, mecanicul acesta, auzi, decât să mai înjuri pe Dumnezeu, mai bine dă-mi o palmă mie. Și mecanicul s-a ridicat de jos și s-a uitat la fratele Fărăgău și a zis, auzi, dacă îți dau o palmă, succes capul. Fratele fără rog a zis, nu-i nimica, dă-mi o palmă, dar nu mai înjura. Și m-am gândit, dragii mei, de ce oameni ca aceștia au putut să facă așa de mult pentru Hristos și au putut să prețuiască pe Hristos fără să le fie rușine de ceea ce aveau să poarte. Fratele fără rog a fost etichetat ani de zile și în special în ultima perioadă ca un nebun. Și așa sunt oamenii care vor să slujească pe Hristos la locul de muncă, oameni nebuni. Așa sunt oamenii care vor să facă voia lui Dumnezeu la locul de muncă sau acolo unde sunt puși, oameni nebuni. Dragii mei, nu poate fi viața unui copil al lui Dumnezeu, unui creștin compatibilă cu viața lumii. Ești etichetat, ești pus imediat în ramă, ești arătat. Dragii mei, m-am gândit la acest aspect. M-am gândit la ceea ce a spus fratele Ionuț și mulțumesc pentru ce a spus fratele Ionuț și spre slava lui Dumnezeu a spus-o, nu spre meritul nostru. Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută când a venit aici în față, reproduc că n-am mintea scurtă încă, deși pierd multe din vedere și n-aș vrea să le pierd. Fratele Ionuț a spus, a lipsit un timp din adunarea aceasta din diverse motive, dar vin cu bucurie și vin. E adunarea care îmi place, de care m-am legat, e adunarea în care mă simt bine și mulțumim fratele Ionuț pentru cuvintele acestea. Este la adresa lui Dumnezeu, nu a celor care sunt aici, nu a mea, nu a părintelui, că nu-i adunarea părintelui de pe Bulevardul Muncii, adunarea lui Hristos, adunarea Domnului. Nu e adunarea lui X sau lui Y, adunarea aceasta, ci adunarea Domnului și mulțumim fratele Ionuț pentru cuvintele acestea.
înseamnă mult pentru noi, iubiții mei, în vremurile acestea, să poată cineva să spună despre o adunare care este compusă din niște oameni că a găsit aici pacea și bucuria și liniștea și fericirea și că apreciază locul acesta. Și vreau să-i spun acum fratele Ionuț că și eu apreciez și îl apreciez pe fratele Ionuț, deși întâlnirea noastră știe fratele Ionuț între noi cum a avut loc, probabil în a doua adunare la care ne-am văzut. Dar de atunci și până acum am rămas cu aceleași gânduri, pentru că Dumnezeu, prin graiul Lui, prin Duhul Sfânt, ne-a spus lucruri concrete și obiective. Și eu pot să enumăr, dragii mei, lucruri concrete și obiective asupra căruia fratele Ionuț a făcut referire pentru adunare, pentru oaste și pentru lucrare. Și asta mi-a crescut față de fratele Ionuț prestigiu și aprecierea. Vreau să vă mai spun ceva. Am rămas surprins și rămân de fiecare dată surprins pentru surorile care recită poezii. Și vreau să vă spun că îmi merg la suflet și pot să leg poeziile din urmă și o să vă pot dovedi, fără să-mi notez nicăieri, așa mult înseamnă poeziile pentru mine, încât pot să le leg de ani și de persoane care le-au spus. Și pot să exemplific aici, să vă dau exemple clare. De exemplu, în urmă cu vreo 5 ani de zile, nu greșesc, sora Ioana de pe Vale a spus o poezie cu un titlu sugestiv, Cu cine mergi pe calea vieții? Și poezia asta, dragii mei, vreau să vă spun că m-a răscolit într-un mod deosebit. M-a provocat într-un mod deosebit. Vreau să vă spun că duminica trecută o soră a spus o poezie aici și poezia a avut un cuvânt și un termen care s-a repetat în toate strofele poeziei. Și vreau să vă mai spun ceva. Sora s-a rugat astăzi și a folosit același cuvânt în rugăciunea și în cuvântul de mulțumire adresat lui Dumnezeu. Nu vreau să vă provoc, nu vreau să vă întreb care este cuvântul acela, dar când am auzit poezia duminica trecută și astăzi, rugăciunea cu același cuvânt adresat lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, m-a fulgerat în creștetul capului, pentru că am făcut legătura cu ce s-a întâmplat duminica trecută. Și vreau să vă spun, dragii mei, nu-i întâmplător nimic. Nu-i întâmplător nimic. Nu-i întâmplător cum îți alegi o poezie, nu-i întâmplător cum vii la adunare, nu-i întâmplător cum te rogi, nu-i întâmplător ce stare ai. Dragii mei, știți ce e întâmplător? E întâmplător cine nominalizează pe cine să se roage și să vorbească. Asta e întâmplător. Că s-ar putea, de data asta, sora Dana să fi dus acasă o rugăciune, așa cum a simțit-o fiecare, dacă părintele n-ar fi numit-o. S-ar putea ca în seara asta aici cineva să ducă o rugăciune acasă care ar fi lovit în sufletele și în inimile noastre. S-ar putea în după masa aceasta cineva să ducă un cuvânt acasă care ne-ar fi mers la inimă și pentru că n-a fost nominalizat, îl duce acasă cuvântul. Dragii mei, s-ar putea ca alegerile noastre să fie nu cele pe care le vrea Dumnezeu. S-ar putea ca Dumnezeu să aibă suflete pe lungimea Lui de undă. Dumnezeu să aibă suflete prin care să vrea să lucreze, dar noi, prin stângăcia noastră, să le numim pe altele să facă lucrul acesta. Asta am înțeles eu totdeauna în lucrarea oastei Domnului, lucrarea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, mișcarea Duhului Sfânt, nu a oamenilor. Pentru asta am fost osândit, pentru asta am fost ocărât, pentru asta am fost arătat cu degetul. Dragii mei, știu, frații, lucrul ăsta și știu de ce. Dragii mei, scumpii mei și iubiții mei, frați, asta este versetul 20 pe care l-am citit. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Iubiții mei, poți să faci lucrul acesta? Poți să înviorezi inima? Poți să înviorezi sufletul? Poți să înviorezi viața cuiva? Scumpii mei, vreau să vă spun că nu mi-a fost niciodată rușine de Hristos. Niciunde.
Și vreau să vă spun, din primii ani ai mei de muncă, am vrut să fiu identificat cu Hristos și să nu mă ascund. Oriunde am muncit, mi-am legat numele de Hristos și viața de Hristos. Și știți de ce? Am făcut-o aceasta pentru că am vrut să fiu protejat de Hristos și de Dumnezeu. Știți de ce? Am vrut lumea să știe cine sunt, ca să poată să spună: tu ești pocăit, n-ai voie să faci lucrul ăsta. Tu ești pocăit, n-ai voie să vorbești așa. Tu ești pocăit, n-ai voie să te porți așa. Și vreau să vă spun că la ultimul loc de muncă, vorbesc despre el, am luat câteva iconițe cu mama și pruncul Iisus Hristos în brață, al câtorva pictori celebri, pe unul din calendarele mai vechi ale oastei Domnului, mi le-am înfoliat și le-am lipit pe câțiva pereți din locul unde muncesc, la locul unde muncesc. Și vreau să vă spun că au fost șocați. S-au uitat, i-am surprins pe colegi când veneau acolo, pentru că interferesc cu mulți oameni la locul de muncă, s-au uitat și le-am surprins privirea. S-au uitat la ele, nu mi-a spus nimeni nimic, unii aprobatori, le-am citit în privirile lor, alții dezaprobatori, și am zis, hai să fac un pas mai departe. Și am luat două versete din 1 Ioan, cu care am încercat să-i provoc pe oameni când stăteau să aștepte documentele pe care trebuiau să le dau. Și le-am pus la vedere. Și aceste două versete vorbesc despre lume și prietenia cu lumea, care este vrăjmășie cu Dumnezeu, cunoașteți versetul. Și celălalt, lumea și plăcerile ei va trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Le-am lipit pe peretele frontal al încăperii și îi surprind pe colegii mei și alți oameni uitându-se spre acelea, citindu-le. Și vreau să vă spun că n-a trecut mult și am și întâmpinat primele confruntări. Dezaprobare. Asta era cuvântul. Și știți a căror oameni? A oamenilor care merg la biserică și care sunt ortodoxi. A oamenilor care le știu credința. A oamenilor care îi văd trecând prin fața Sfintei Biserici, trece mergând la servici cu mașina firmei, pe lângă o biserică și văd făcându-și Sfânta Cruce când trec în fața Sfintei Biserici. Și un lucru deosebit acesta. Dar au fost șocați și mi-a dat imediat replică și imediat s-au auzit cuvintele duse mai departe și interpretare și discuții de tot felul. Dragii mei, ce vreau să spun cu lucrul acesta? Pe mine m-au ajutat totdeauna în viață acestea. Nu mi-am ascuns credința, nu mi-am ascuns identitatea nicăieri. La penultimul loc de muncă unde am lucrat, pentru că în fiecare dimineață stăteam în fața la 25 de șoferi, cărora le dădeam foaia de parcurs, alimentările și toate celelalte lucruri, le-am pus în față o predică a fratelui Sergiu Grosu. Și vreau să vă spun, stăteau cu Sfânta Cruce frumos, cu icoane, cu trâmbița îngerului care sună, și stăteau vrând în fața acelui mesaj. Și știți ce au făcut colegii? În lipsa mea, mi-au tras linii, nu i-am văzut cine a fost, dar le-am lăsat acolo. Și am și astăzi, când am plecat de la locul acela de muncă, am deslipit-o de pe perete și am plecat de acolo, fratele Nicu, nu știu dacă e aici, nu cred că e aici, poate să confirme lucrul acesta, am fost coleg de muncă cu el, le-am spre mărturia și spre îmbărbătarea mea mai departe lucrurile acelea. Vreau să vă spun, o spun, dragii mei, aș vrea să spune și dumneavoastră lucrurile acestea din viața dumneavoastră, pilde din viața dumneavoastră de îmbărbătare, pilde de încurajare, pilde de a ne fortifica credința și umblarea noastră pe drumul acesta cu Hristos în lumea aceasta. Vreau să vă spun, la locul de muncă unde am lucrat imediat după ce fratele Fărăgău a plecat de acolo, vreau să vă spun că tot așa mi-am pus o iconiță și colegii mei n-au suportat-o mult. Într-o dimineață când am venit la lucru, peste iconiță a lipit o femeie dezbrăcată, așa cum sunt multe la toate locurile de muncă, în vestiară, pretutindeni, și nu deranjează pe nimeni. Nu deranjează pe nimeni. Am lăsat acolo imaginea aceea de indecentă și nu am spus nimic. A trecut o zi și a trecut a doua zi, dar am fost foarte mâhnit.
Am fost foarte supărat. N-am vrut să reșapez, n-am vrut să spun nimic celor de lângă mine, colegilor care erau colegi și care au făcut lucrul acela. Și a doua zi, dragii mei, la un moment dat, a dispărut femeia dezbrăcată și a rămas icoana mai departe pe perete. Și vreau să vă spun că a mai trecut câteva zile și cel care a făcut lucrul acela mi-a spus: domnul German, te rog să mă ierți, am făcut o glumă proastă, n-am vrut să o fac, dar te rog să mă ierți. Și am zis: Doamne, prima bucurie în sufletul și în viața mea, că omul acesta nu de la mine, a înțeles ceva, a înțeles ceva omul acesta și i-a fost o bucurie pentru mine. Vreau să vă spun că alături de provocările acestea mi-am lipit pe peretele acela o cântare. Este la 697. Cântarea respectivă are 3 strofe, are un refren și vreau să vă spun că atunci când stau în fața ei, prin toate problemele care există oriunde, stau în fața ei și mă stimulează, pentru că vreau să vă spun, cântarea aceasta începe cu 3 îndemnuri. Prima strofă: să nu renunți la țintă oricâți întorc din drum. A doua strofă: să nu renunți la luptă oricât ai fi trântit. Și a treia strofă: să nu renunți la ceruri orice ți-ar fi promis. Și apoi refrenul: poți renunța la tot ce ai, să nu renunți la rai. Poți pierde tot ce ai frumos, să nu-L pierzi pe Hristos. Dragii mei, vreau să vă spun că mi-am pus-o în față ca să mă pot întări și să mă pot zidi. Mi-am pus-o în față ca să pot trece peste orice zi neagră a vieții la locul de muncă cu aceste gânduri. Să pot trece mai ușor. Și când am citit cântarea aceasta, dragii mei, am cântat-o de multe ori, dar n-am înțeles-o. A trebuit să o citesc o dată, de două, de 10, nu știu de câte ori am citit-o, ca să pot să o înțeleg mai bine. Să nu renunți la țintă oricât ți-i întorc din drum. Frații mei, asta este o mare primejdie. Să pornești pe drumul mântuirii, să pornești în lucrarea lui Hristos și la un moment dat să întorci din drum, să te întorci în lume. La un moment dat să te prindă primejdia aceasta și să lași legământul și să lași făgăduința și să lași lucrarea și să te întorci în lume. E o primejdie asta, dragii mei. E un pericol și mi-am pus în față această strofă pentru că am înțeles-o. Am înțeles că mă plândește pericolul acesta. A renunțat la ținta pe care mi-am ales-o în viață. Ținta aceasta în Hristos, ținta împărăția lui Dumnezeu, ținta mântuirea sufletului. Mi-am propus ținta aceasta și am luat decizia aceasta când aveam 14 ani. Am trecut de 50 și s-ar putea ca ținta aceasta, dragii mei, să o pierd. Mi-am pus-o în fața ochilor și în fața minții și în fața sufletului, ca în lumea aceasta tumultoasă, în lumea aceasta de păcat, în lumea aceasta a compromisurilor, să nu mă compromit cu lumea. Dragii mei, fixați-vă repere și jaloane în viața dumneavoastră. Fixați-vă stâncă, fixați-vă loc, ancorați-vă, dragii mei, ca nimic să nu vă ia. Ce frumos să ai o țintă, ce frumos să ai un ideal, ce frumos să lupți pentru el. Ce frumos, iubiții mei, să ai o credință. Ce frumos să fii jignit pentru credință. Să fii blamat, să fii vorbit de rău pentru credință. Să fii persecutat pentru credință. Vreau să vă spun și din nou, nu vreau să aduc elogii nimănui. Într-o dimineață veneam la servici și intram în firmă și fratele Fărăgău, unul dintre oamenii care n-a făcut niciun compromis, om care și-a trăit credința, care și-a trăit cu Hristos acolo unde a fost pus, în dimineața aceea l-am văzut în genunchi, frecând gresia și faianța, acolo unde toți colegii, trecând pe lângă el, a intrat în firmă. Nu i-a fost rușine. Așa am înțeles mai mari
cei care erau puși în firmă să-l răsplătească pe un om credincios, pe un om care n-a furat, care n-a mințit, care n-a înjurat. Să stea în genunchi și să frece faianța pe unde intrau toți angajații în firmă. Dragii mei, asta e în vremea libertății, nu e în vremea prigoanelor, nu e în vremea lanțurilor, nu e în vremea persecuțiilor, în vremea în care a trăi cu Hristos înseamnă persecuție ca înainte. A fi al lui Hristos înseamnă să plătești cu viața ta. A fi al lui Hristos înseamnă să nu-ți fie rușine. A fi al lui Hristos înseamnă să depui mărturie. A fi al lui Hristos înseamnă să stai în gaură, să stai în vărtură. A fi al lui Hristos să stai pe metereze. A fi al lui Hristos înseamnă să te lupți pentru cauza Lui. Dragii mei, să nu renunți la luptă, oricât ai fi trântit, scumpul, dragul și iubitul meu, tânăr și frate în vârstă, oricât ai fi trântit, să nu renunți la luptă. Să nu renunți la luptă, oricât ai fi trântit, să nu renunți la ceruri, orice ți-ar fi promis. Dragii mei, mulți și-au vândut sufletul și mântuirea, și credința și legământul, și-au vândut oastea, și-au vândut pe frați, pentru lucrurile lumii acestea. Au investit în ele. N-au investit în frați. N-au investit în lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, să-ți vorbești de rău fratele, să-ți vorbești de rău credința, să-ți vorbești de rău lucrarea, să-ți vorbești de rău adunarea, asta nu poate ierta Dumnezeu. Și o răsplătește și aici și în veșnicia Lui. Să știți, iubiții mei, lucrul acesta. Nu poate ierta. O iartă pe acela care se căiește, pe acela care se zmerește, pe acela care se pocăiește. Dumnezeu îl poate ierta. Are bunăvoința să-l ierte. Dar pentru asta trebuie o smerenie, trebuie o adâncă remușcare și o adâncă preocupare pentru greșeala pe care ai făcut-o. Vreau să închei, dar înainte de a încheia, vreau un comentariu pe care l-am citit la versetul acesta 20 din această carte atât de scurtă, adresată de Sfântul Apostol Pavel lui Filimon. Dragii mei, comentariul l-am păstrat și îl citesc așa cum este el scris. Poate oare să existe o părtășie între Domnul Slavei și cinematograf și teatru sau televizor? Este o întrebare provocatoare, iubiții mei. Am auzit în locul acesta, cu ceva timp în urmă, o predică a unui frate care a admis aici că participă la filme, că participă la cinematografe, că da, mai participăm și la un film. Și vreau să vă spun, fratele Ionuț are înregistrat probabil și cred că da, botezul ultimului copilaș. Și puteți face apel și să vedeți și cine este persoana, dar nu asta este important. Să poți să spui într-o adunare a lui Hristos și să vii să exemplifici cu un frate care și el este frate și pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, că nu e o problemă să mergi într-un cinematograf, să te duci la film, că nu e o problemă să te duci la un teatru, că nu e o problemă să faci din vizualizarea filmelor sau a spectacolelor TV, preocuparea ta, asta e grav. Asta denotă că nu mai ești copil al lui Dumnezeu. Asta denotă că nu mai ai Duhul Sfânt. Asta denotă că nu ești al Lui. Iubiții mei, nu vă supărați, dar ca să vii în fața fraților, în fața lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu și să nu invoci Evanghelia, ci să invoci ce am văzut la televizor, ce am auzit la televizor, ce s-a spus la televizor. Păi asta e predica timpului și a vremii în care trăim, televizor? Adică tu ai timp mai mult să stai în fața televizorului decât în fața Scripturii? Adică tu ai preocupare mai mare de televizor decât de Evanghelia lui Hristos? Ei, așa e și viața ta. Așa e și nivelul tău. Așa e și credința ta. Așa e și familia ta. Nu te supăra, frate. Nu te supăra, soră. Dacă nu inversești ceva în privința aceasta, dacă nu faci ceva, nu îndrepți ceva în privința aceasta, te duci pe drumul spre moarte.
Este aici o soră. Și vreau să-i spun numele dacă suntem aici. Sora asta a primit un televizor. N-a avut niciodată televizor. Și a primit un televizor frumos cu telecomandă. O generație nouă de televizor. Și s-a nimerit să ajung și eu în casa surorii. Și știți ce a spus sora aceasta fiului care i-a dăruit televizorul? Dragă, mie nu mi-aduce televizor. N-am avut niciodată în casă. Nu mi-aduce televizor. Nu am nevoie de televizor. Du-mi televizor, nu-mi trebuie televizor. Este sora Regina, dragii mei, care e aici și care poate să confirme că poate trăi fără televizor. Vreau să vă spun, m-am dus la o adunare cu câțiva ani în urmă, cu vreo 15-16 ani, în Poiana Blechi și am întâlnit acolo o soră, mama surorii Ica. Și știți ce mi-a spus sora asta? Frate, prima dată când am făcut legământ și ne-am întors la Hristos, era o familie stărită și a permis televizorul în vremea aceea. Multă lume și permitea televizor. Și ce am făcut? Am luat televizorul și l-am urcat în podul casei. Nu ne-a mai trebuit. În ziua în care ne-am întors acasă, după ce am făcut legământ, am urcat televizorul în podul casei. Și ce s-a întâmplat? A venit revoluția. Și am ajuns iarăși la sora, la o zi onomastică. Și știți ce s-a întâmplat? Televizorul era pe masă, acoperit cu o ștergură. Și i-am spus surorii acestea, soră, televizorul iar în cameră. Și știți ce mi-a spus? S-a scuzat. Și a spus, da, frate. Și alți frați îl au. În camera fraților. E acolo. Și am crezut, dacă i-am văzut pe alții că fac lucrul ăsta, că nu-i păcat, să-l cobor și eu din pod înapoi jos. Frații mei, vă exemplific clar, pentru că este clar. Sunt probleme de care ne lovim și ne confruntăm. Probleme care le aducem în adunare. Probleme care le aducem cu noi. Să nu căutăm problemele în altă parte. Să nu căutăm la alții probleme. Să nu ne uităm în stânga și în dreapta. Să nu ne uităm la X sau la Y. Haide să ne uităm în noi. Haide să ne uităm în viața noastră. Haide să ne uităm în inimile noastre. Haide să ne uităm, așa cum spunea autorul comentariului, poate exista părtășie între Domnul Slavei și cinematograful? Nu. Poate exista părtășie între Domnul Slavei și teatrul? Nu. Poate exista părtășie între Domnul Slavei și televizor cu orele în fața lui? Nu. Nu poate exista, iubiții mei, nu poate. Nu încercați. Nu puteți sta pe două scaune, spune Sfântul Apostol Pavel în Corinteni. Nu puteți face voia Dumnezeului viacului acesta și voia Dumnezeului Slavei. Nu puteți. Este imposibil. Nu se poate, scumpii și iubiții mei. Și mai departe comentariul. Cine găsește bune aceste legături este plin de Duhul Lumii care a răstignit pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. De cine ești plin când tu agrezi aceste forme de divertisment? De cine ești tu plin când ai timp să stai mai mult decât în fața Evangheliei, în fața rugăciunii, preocupat de lucrurile acestea? Ești plin de Duhul Lumii. Duh al Lumii care l-a răstignit pe Hristos. Și dacă Duhul Lumii în tine, și tu ești lume. Și dacă lumea l-a răstignit pe Hristos, și tu, inconștient sau conștient, îl răstignești din nou prin atitudinea ta pe Hristos. Iubiții mei, cine sunt aceia? Sunt eu, suntem noi, dacă în viața noastră se regăsesc aceste lucruri. Și comentariul spune mai departe. Asemenea om nu este de folos pentru frați, nu este de folos pentru surorile creștine și nu este de folos pentru nimeni, ci este o mare pagubă. Dragii mei, vedeți de ce Sfântul Apostol Pavel l-a ales pe Filimon ca să facă pentru el lucrarea aceasta. Frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Nu poți înviora pe un om. Nu-l poți mângâia pe un om. Nu-l poți aduce la Hristos pe un om. Spune fratele Traian în lucrarea cu titlu sugestiv, vă recomand, lucrătorii împreună cu Dumnezeu, spune așa, citez,
Nici unul dintre noi nu poate face o lucrare dacă el e dedesubtul zidului. Imaginați-vă că lucrez la un zid, eu sunt cel ce lucrez și zidul la înălțimea aceasta. Pot să lucrez frumos, pot să pun următoarea cărămidă peste ea pentru că am o privire de ansamblu asupra zidului și îl văd că e drept. Dar dacă sunt sub zid, adică sub lucrarea la care m-a chemat Hristos să lucrez, cum îi pot face eu lucrarea, dragii mei? Dacă eu sunt un păcător și nevrednic și netrebnic și Dumnezeu mă cheamă la o lucrare mare, cum să o fac eu când eu sunt sub lucrarea Lui? Cum pot să o fac, iubiții mei? La asta ne-a chemat Hristos responsabil și conștienți. Dragii mei, frații au vorbit despre Evanghelie. La mine s-a ridicat o singură întrebare la Evanghelia zilei de astăzi, care nu îmi va da pace până voi închide ochii aceștia trupești. L-am impresionat eu cu ceva pe Iisus Hristos în viața aceasta? Cel din Evanghelie Sutașul l-a impresionat. L-a mai impresionat o femeie odată despre care Domnul Iisus Hristos a folosit vocativul: o femeie, mare este credința ta. Iubiții mei, l-ați impresionat pe Domnul Iisus Hristos cu ceva în viața de credință până azi? Eu, fratele care stau în fața dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu și tremur în fața acestei responsabilități pe care o am, mă întreb, l-am impresionat eu cu ceva pe Domnul Iisus Hristos? I-a mișcat eu inima Domnului Iisus Hristos în atâția ani de credință, în atâția ani de slujire? I-am făcut eu cinste Domnului Iisus Hristos? Se bucură Domnul Iisus Hristos pe urma pașilor mei? Este fericit Domnul Iisus Hristos privindu-mi viața? Poate Domnul Iisus să se laude cum s-a lăudat cu Iov? Un om fără vicleșug, un om credincios este omul meu. Iubiții mei, vă provoc această întrebare. La sfârșitul acestei adunări, vă provoc din partea lui Dumnezeu. Lăsați-vă provocați, lăsați-vă analizați, lăsați-vă cântăriți, lăsați-vă măsurați. Pentru că altfel va veni o zi în care ne va cântări El, ne va măsura El și ne va răsplăti El. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.